Evanghelia după Matei, capitolul 5, citim începând cu versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu uciți. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grab cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicierului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mesajul la care vă invit să medităm în continuare, inspirat din acest cuvânt pe care l-am citit, este intitulat Haruri și daruri la altar. Haruri și daruri la altar. E o onoare cu totul deosebită să fim în casa Domnului, este un privilegiu pe care îl avem, este o cinste pe care o avem să stăm la masă cu împăratul, de altfel e cel mai mare har să stai la masă cu împăratul. Dar așa să înțelegem că la masă cu împăratul nu poți să stai oricum. E har și ne bucurăm pentru aceasta, mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, dar dincolo de harul pe care îl avem, este și o responsabilitate care ne revine. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne conștientizeze pe fiecare de aceasta și privind în cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem cum anume ar trebui să ne apropiem de El. Mulți vor să primească harul și ne rugăm de atâtea ori ca Domnul să reverse har, fără a-și aduce darul la altar. Și rețineți lucrul acesta. În timp ce unii își oferă darul, mâinile tale poate că de atâtea ori au fost și au rămas goale. Buzunarele tale, buzunarele mele au rămas goale, dar am venit în prezența împăratului și așteptăm să primim har, dar am uitat să mai aducem și darul. Unii vor să primească harul fără a-și lăsa darul la altar și a merge să-și rezolve problemele cu fratele sau sora pe care i-a rănit. Fără a merge și a-și rezolva problema cu cel care are ceva împotriva lui. Interesant cuvântul. Că aici nu spune dacă ai ceva cu cineva, du-te și rezolvă-ți problema. Că noi n-avem probleme cu nimeni, noi suntem cum se cade. Dar spune Domnul, dacă îți aduce aminte că cineva are cu tine o problemă, responsabilitatea e tot a mea. Să mă duc și să rezolv problema. Da, dar eu am venit cu darul și vreau să las darul la altar și vreau să beneficiez de har. Și în loc să-mi las darul la altar și să mă duc să-mi rezolv problema cu cel care nu poate, din pricina mea, să-și aducă darul, nu poate să se bucure de harul lui Dumnezeu, în loc să mă duc să-mi las acolo darul și să-mi rezolv problema, îmi văd în continuare de viața mea și mă comport ca și cum nimica nu s-ar fi întâmplat. Rețineți, vă rog, harul nu poate fi tratat oricum. E un dar nemeritat, dar este și o stare de care Dumnezeu ne face parte fiecăruia dintre noi.
La altar nu poți să vii oricum. Iar când vii la altar, vei descoperi câteva lucruri extraordinare. Mai întâi, descoperim și ne bucurăm de harul ascultării. Haruri și daruri la altar. Și un har de care avem parte și îl descoperim la altar este harul ascultării. Și spunea Domnul Iisus și răsună și astăzi cuvintele: ați auzit? Ați auzit? Am harul să ascult, am harul să aud. Chiar dacă afară vremea este cum este și pentru mulți este o piedică să mai vină la casa lui Dumnezeu, să mai stea la masă cu împăratul, eu am harul să aud, să ascult cuvântul. Și poate că de atâtea ori am avut acest har și l-am nesocotit. Pentru lucruri atât de mărunte, pentru lucruri de nimic, am nesocotit un har atât de mare. Să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Poate că, dând la o parte orice piedici, am venit chiar în casa lui Dumnezeu, am venit în prezența lui Dumnezeu, dar am nesocotit harul de a asculta cuvântul din partea lui Dumnezeu. Am fost prezenți cu trupul, dar gândurile noastre, mintea noastră a fost departe. Și am nesocotit harul de a asculta cuvântul. Vă rog să rețineți, harul acesta al ascultării ne pregătește pentru jertfă. Și în privința aceasta, Eclesiastul spunea, în capitolul 5, versetul 1, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți. E un har pe care îl ai să asculți. Apropie-te cât mai bine ca să beneficiezi de acest har. Apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Poate că te-ai gândit de multe ori, abia aștept să mă duc, să aduc darul. Și cuvântul spune, apropie-te, dar mai întâi fii preocupat de ascultare, că ascultarea te va pregăti pentru jertfă. Și în măsura în care vei înțelege cuvântul și vei asculta cum se cuvine cuvântul, vei ști să-ți aduci mai apoi jertfa, vei ști să-ți aduci darul. Ascultarea ne pregătește pentru jertfă. Dar în același timp, ascultarea ne ferește de pedeapsă. Și spunea tot Eclesiastul în continuare, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? De ce să fii pedepsit când ai fi putut să fii fericit datorită harului pe care l-ai avut și îl ai să asculți cuvântul? În 1 Samuel, capitolul 15, citim despre un episod din viața împăratului Saul. Și vă rog să ascultați ce trebuia să facă Saul, s-a angajat să facă Saul și cu toate astea ne-a făcut. 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 16. Samuel a zis lui Saul, stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis, vorbește. Că de atâtea ori poate am zis și noi, Doamne, vorbește. Am uitat să mai spunem ce spunea tânărul Samuel, căci robul tău ascultă. Samuel i-a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel?
Domnul te trimisese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți. Războiește-te cu ei până-i vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag împăratul lui Amalec și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Samuel, am făcut rost de daruri, așa că pentru o vreme avem să dăm Domnului jertfe liniștit. Și Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale, mă temeam de popor și am ascultat glasul. Acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Ce har a avut Saul să fie pus în fruntea poporului ca împărat. Ce trist că pentru neascultare a ajuns să piardă împărăția. Ne face Dumnezeu parte de un har cu totul deosebit să ascultăm cuvântul Lui. Și poate că de atâtea ori am tratat cu ușurință și am crezut că merge oricum. Lasă-l pe fratele să zică de ale lui. Noi cu ale noastre, cu frământările noastre, și-am nesocotit cuvântul. Și uneori poate ne-am grăbit să aducem darul, dar pentru că n-am ascultat cu atenție cuvântul, n-am știut să aducem darul. Și în loc de binecuvântare a venit pedeapsa. Nu întâmplător spune Domnul prin cuvânt, în Evrei, capitolul 12, versetul 25. Luați seama, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din ceruri. E așa mare har să ascultăm cuvântul, îl mai folosești, mai te bucuri de harul acesta sau îl vei nesocoti prin neascultarea ta? Haruri și daruri la altar, harul ascultării. Pe de altă parte, la altar mai mă întâlnesc cu un har deosebit. Harul învățării. Harul învățării. Și mereu auzim cuvintele, dar eu vă spun. Ați auzit. Ăsta e harul ascultării. Dar eu vă spun, am harul să învăț, că atunci când Dumnezeu vorbește, El vrea să mă învețe atâtea și atâtea lucruri. Învăț cum să trăiesc lângă fratele meu. Înveți cum să trăiești lângă fratele tău. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu uciți. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule
va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Ați auzit și ați avut atâta har să ascultați cuvântul, dar ați învățat ceva? Ați fost cu luarea minte la ceea ce eu v-am spus și vă spun mereu, ați învățat cum să trăiți lângă frații voștri? În Geneza, capitolul 4, avem un exemplu din viața unei familii. Doi frați. Și ce trist este că unul nu știe să trăiască lângă celălalt. Geneza 4, de la versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Na. Am adus și o jertfă, o adus și fratele meu. Ăla s-a uitat cu atâta drag, Domnul, și-o primit-o și a mea? Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa, dacă faci bine, vei fi primit bine? Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești? Însă, Cain a zis fratelui său Abel. Adică Dumnezeu îi vorbește. Și Cain are harul de a asculta cuvântul. Și Dumnezeu îi vorbește și Cain are harul să învețe. N-a primit Dumnezeu darul? Vezi care e problema și schimbă ce trebuie schimbat? Nu te mânia pe fratele tău. Ai o problemă în relația cu Domnul și asta te împiedică să fii plăcut înaintea Lui. Nu te mânia pe fratele tău. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. N-a învățat să trăiască lângă fratele său. Și poate că de atâtea ori am stat unul lângă altul și suntem frați. Dar n-am știut să trăim unul lângă celălalt. Și poate că am plecat acasă și am zis, mă, nu l-am mai văzut pe cutare de atâta vreme și a fost lângă tine. Ai ajuns și de multe ori ajungem la capul unora la priveghi și mai auzi pe unii, o, săracul sau săraca, ce greu i-a fost. Ce viață necăjită, dacă tot trăit, n-ai știut? Trebuie să-l plânge numai când s-o dus dintre cei vii? Ai harul învățării și Domnul spune mereu și mereu, eu vă spun, dar tu înveți? Ai harul să înveți cum să trăiești lângă fratele tău, dar ai și harul să înveți cum să vorbești cu fratele tău. Că uneori, fără să ne dăm seama, ucidem pe fratele cu vorba. Cain se ridică împotriva lui Abel, fratelui său, și îl omoară. Și noi suntem, noi n-am ridicat mâna împotriva nimănui, noi n-am dat în cap nimănui, dar am ucis cu vorba. Avem un exemplu frumos în privința asta de cum să vorbești cu fratele tău. Geneza 13, de la 1 la 8. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevastă-sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai. În locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte și acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi și ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Și Avram a zis lui Lot,
Și vă rog să observați ce frumos știe Avram să vorbească. Cum a învățat Avram să vorbească cu fratele său, cu nepotul lui. Te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Lot, nu lăsa niște oi, niște boi să strice relația dintre noi. Nu lăsa ca lucrurile astea materiale să ne învrăjbească. Dacă nu mai poți să stai lângă mine, ne despărțim, dar nu vrem să ne urâm. Lot, îs cananiții, feriziți în jurul nostru, îs cei din lume și ne văd, se uită la noi. Și ce văd? Ăștia-s frați și nu știu să trăiască unul lângă altul. Ăștia-s frați și nu știu să vorbească unul cu celălalt. Ai harul să înveți și venim de atâtea ori la casa lui Dumnezeu și, Doamne, cât de vinovați ne facem că, deși am auzit și am învățat, continuăm să ne comportăm tot într-un mod firesc. Dar avem harul să stăm la masă cu împăratul și ne gândim că împăratul ne primește oricum, nesocotindu-i însă cuvântul. Ai harul să înveți. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, ca de fiecare dată când venim la casa Lui, să ascultăm cu atenție cuvântul și să-L învățăm pentru a-L pune mai apoi în practica vieții. La altar mai avem și harul cercetării. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că până atunci nu te-ai gândit, nu te-o cerceta Domnul, dar te-ai pregătit, ți-ai pregătit darul, te-ai gândit că vine vremea să mergi la casa lui Dumnezeu, să mergi în prezența împăratului, să stai la masă cu împăratul și acolo descoperi un har extraordinar. Și astăzi noi avem un har cu totul deosebit, harul cercetării. Îți aduci aminte, am harul să mă cercetez. Știți ce să-mi cercetez? Cercetează-ți viața și înlătură tot ceea ce stârnește împotrivire. Ai harul acesta. Ești la altar. Urmează să stai la masă cu împăratul. Folosește harul de a-ți cerceta viața și de a înlătura tot ceea ce stârnește împotrivire. Așa că dacă îți aduci darul altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Du-te, rezolvă-ți problema. Înlătură tot ceea ce a creat împotrivire, tot ceea ce te-a împiedicat și va împiedica pe alții să stea la masă cu împăratul. Nu nesocoti harul acesta de a te cerceta. Și dacă ai nesocotit harul ăsta în cursul săptămânii, măcar la altar, când vii, folosește harul. Sunt atâtea lucruri pe care va trebui să le înlăturăm din viața noastră. Sunt atâtea lucruri care ne împiedică să ne apropiem de masa Domnului. Sunt atâtea lucruri care ne împiedică să stăm la masă cu împăratul și în loc să folosim acest har de a da la o parte, de a înlătura tot ce stârnește împotrivire, tot ceea ce ne ține departe, stăm atât de nepăsători de multe ori și zicem, e har, dar spune Pavel, ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. E har, dar am obligația de a mă cerceta și apoi să-mi aduc darul și apoi să mă bucur de prezența împăratului, de harul pe care l-am să stau la masă cu el. Cercetează-ți pe de altă parte jertfa și înlocuiește tot ce este necorespunzător. Știți că toți cei care veneau la altar în vechime trebuia să aducă jertfă, că nu puteai să-ți jertfești animalul oriunde. Trebuia să vii cu el înaintea preotului, la altar, să fie adus ca jertfă înaintea Domnului și să primești mai apoi iertarea, să te bucuri de har. Dar nu puteai să aduci orice dar, nu puteai să aduci
orice animal înaintea lui Dumnezeu, trebuia să aduci ce era mai bun. Când era vorba să jertfești, trebuia să aduci ce era mai bun de calitate în turma ta. Când aduci Domnului o jertfă, spunea Domnul, adu-o în așa fel încât să fie primită. Și au trecut ani și peste vremuri unii și-au zis, mă, dar ce crezi că are timp Domnul să se uite la vita mea? Dar crezi că mai contează pentru Domnul la câte animale se aduc ca jertfă? Mai contează că a mea e o loagă? Și așa n-am ce face, la jug nu mai pot pune, de folosit nu mai prea pot folosi, de vândut n-are valoare, n-are preț, așa că o dau Domnului. Și zice Domnul, ia adu-o dregătorului, adu-o la unul înălțat în dregătorie să vezi o primește? Și tu crezi că poți să aduci orice fel de dar și apoi să te bucuri de har. Și cuvântul mă cercetează și mi oferă acest har al cercetării. Vezi cum e jertfa pe care vrei să o dai Domnului, să o aduci înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu-i corespunzătoare, înlocuiește-o. Aduce-i mai bun lui Dumnezeu, nu da ce nu mai ai nevoie. În plângerile lui Ieremia, capitolul 3, spunea omul lui Dumnezeu să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. E un har să mă cercetez, să iau seama la umbletele mele, să îmi pun viața în îndoială cu Domnul și să trăiesc ca atare. În Psalmul 139, ultimele versete, rugăciunea omului lui Dumnezeu evidențiază printre altele și această dorință. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă tu pe calea veșniciei. Peste vremuri, Apostolul Pavel, într-un context ca și acesta, stătea înaintea bisericii și îi îndemna fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Ăsta e un har pe care îl ai și îl avem fiecare dintre noi, să ne cercetăm la altar. Și apoi, tot la altar, mai avem un har extraordinar, și anume harul împăcării. Harul împăcării. Lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de adus darul. Du-te întâi de te împacă. E un har cu totul deosebit. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în dragostea lui, el ne-a împăcat pe noi cu Tatăl. Dar mă învață și ne învață că avem harul acesta și oportunitatea de a ne împăca și unii cu ceilalți. Împăcarea cu fratele trebuie să devină o prioritate. Și vă rog să rețineți lucrul acesta. Întâi împăcare, apoi închinare. Aș putea să cânt toată ziua, aleluia și slavă Domnului, și să predic toată ziua și să fie nu știu ce predicare. Dacă nu m-am împăcat cu fratele, închinarea mea n-are valoare. Împăcarea cu fratele trebuie să devină o prioritate și Domnul spune, du-te întâi de împacă-te, Doamne, dar eu am adus darul, lasă-ți darul acolo și rezolvă-ți problema și apoi vino și închină-te. Și apoi vino și adus darul. Împăcarea cu fratele trebuie să devină și o normalitate. În Luca, capitolul 17, citim în privința aceasta următoarele. De la versetul 3. Luați seama la voi înșivă. Iar responsabilitatea îmi revine. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Acum, apropo, la cei care au obiceiul și plăcerea de a tot greși. Și apoi se folosesc de ideea asta. Trebuie să mă ierți? Da. Dar cuvântul spune, dacă îți pare rău. Că așa eu pot să spun tot felul de prostii și apoi zic, da, iartă-mă.
Că scrie în Scriptură că trebuie să mă ierți. E responsabilitatea să iertăm, dar cuvântul spune dacă îi pare rău. Și dacă eu nu vin cu căință și înaintea Domnului și înaintea celui față de care am greșit, să nu mă aștept la har, la iertare. Dar vine și spune, îmi pare rău. Ce face următoarea zi? Dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău. Tu? Da, du-te și nu te mai văd. M-am săturat de tine, mă, te-am iertat odată, te-am iertat de 2 ori, te-am iertat de 3 ori, na. Dar de 7 ori ești nepocăit. Domnul să se îndure tine, nu știu dacă mai este har, dar Domnul să aibă milă, nu? Și cuvântul spune, iartă-l. De 7 ori, iartă-l. Știți ce zic ucenicii? Doamne, mărește-ne credința. Hai, greu-i. Mi-e greu să iert odată. Mi-e greu să iert de 2 ori, dar de 7 ori și în fiecare zi, dar acum ăsta-i pocăit sau ce? Ăsta-i păgân. Ăsta-i ispita. Numai de asta n-aveam nevoie. Nu știu cum de lor primi frații în biserică. Împăcarea cu fratele trebuie să devină o normalitate. Și dacă omul vine și cu părere de rău își cere iertare, eu trebuie să-l iert. Am harul acesta. Caută de rezolvă-ți problema cu fratele tău. Și apoi închină-te înaintea lui Dumnezeu. În Coloseni, capitolul 1, Apostolul Pavel spunea următoare, de la versetul 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Iată că nu poți să vii oricum înaintea Lui. Nu poți să stai la masă cu împăratul oricum. A fost nevoie de împăcare și îi mulțumim Dumnezeu că El ne-a împăcat. Dar eu trebuie să folosesc și harul acesta de a-mi rezolva problema cu frații, cu cel de lângă mine. A dus darul, dar nu ne socoti harul. Nu ne socoti vremea aceasta de har pe care încă o mai ai. Vremea de har în care poți să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Vremea de har în care poți să înveți cum să trăiești și să vorbești cu fratele tău. Vremea de har în care poți să te cercetezi și mai profund înaintea lui Dumnezeu. Vremea de har în care poți să te împaci cu Dumnezeu și cu fratele tău. Astăzi avem harul de a fi invitați la masă de împăratul. Cum vom trata acest har? Dumnezeu să ne ajute să prețuim harul și apoi să nu uităm să-i aducem darul. Amin.